Eu sunt Raluca și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să deschidem un floșuleț de la Aurora Mioni. Mami mi l-a făcut surpriză și nici eu nu știu ce este și vreau să-l deschid împreună cu voi. Haideți să începem! Avem aici pachetul. Acum desface scopul. Haideți să deschidem. Stai puțin, nu știu ce este. E gri. E un ursuleț koala! Ce frumos este! Wow! Super este! Îmi place foarte mult! Bine, cam așa arată ursulețul koala. Are blănița gri, niște urechiușe cu alb și niște gri, un medalion pe care scrie Aurora Mioni, o etichetă pe care scrie Aurora Mioni. În interior are câteva informații despre koala, niște ochișori căprui și un năsuc negru. Bine, iar acum haideți să facem și un mic DIY pentru micul nostru koala. Ne va trebui o bucățică de carton mică și o cariocă verde. Vom lua cartonul și îl vom rupe în bucățele mici pe care le vom colora cu verde. După ce am colorat bucățelele de carton cam așa, cu o cariocă verde mai închis, vom face o dungă pe mijloc, la fiecare frunză, cam așa. Și acum avem 4 frunze de eucalipt pentru micul nostru koala. Miam, miam, miam. Puteți face și un peștișor din carton și multe altele. Bine, și cam asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu și ne vedem data viitoare cu un alt unboxing. Pa!